practic, dacă vrei să distrugi un om politic acum și ai un procuror de la DNA care deschide un dosar, ești făcut zdrență. Mm-hmm. Dar ei, justiția, ce au făcut? Au dat stenograme, au distrus imaginea omului și pe mai apără-te dacă poți. Revenim în direct împreună cu investigatorul șef Răzvan Savaliuc, specializat în probleme de justiție, de judecători, de procurori, adică exact specializat în viața și în libertatea dumneavoastră. Iar stenogramele din dosar să fie impresă. Asta e închetă serioasă? Asta e închetă la comandă. Întâi distrugi imaginea omului, trebuie să aveți o mare autoritate în societate, să fiți un om care lumea să-l cunoască, ca să vă mai puteți spăla din imagini. Dar ei, justiția, ce au făcut? Au dat stenograme, au distrus imaginea omului și pe mai apără-te dacă poți. Dar m-aș întoarce la ce m-ați întrebat mai înainte, cu că e mai important, consider, cu stenogramele unor interceptări pe care parchetele scurg regulat în presă. Ați văzut, în ultimii ani, anchetele marilor parchete se desfășoară pe următorul principiu. Apar niște interceptări despre niște persoane politice indezirabile pentru, de regulă, pentru Palatul Cotroceni, cum a fost până acum, iar în câteva zile, după apariția în presă acestor stenograme, se încep urmăriri penale, oamenii sunt defilați de la parchete, cu presa anunțată dinainte, să știți că jurnaliștii de pe justiție care stau la DNA știu dinainte când vine X-Higger, pentru că sunt anunțați de procurori. Că de-aia apar acum, că doar nu stau ei în continuu. Nu este niciun dubiu în ceea ce vă spun. Ei, asta e, ca să se afle poporul. Vedeți că la ora cu tare îl chem pe cu tare, să fiți aici cu camerele, ca să fie preluați prin filtru, să fie arătați pe micile ecrane, ia uite ce infractor avem. Altfel n-ar avea niciun farmec acțiunea DNA-ului dacă n-ar fi transmis în perioada de 3 zile. Nu se mai respectă nicio prezumție de nevinovăție. Practic, dacă vrei să distrugi un om politic acum și ai un procuror de la DNA care deschide un dosar, ești făcut zdrență. Mm-hmm. Dar se mai întâmplă o practică. Te ascultă tot timpul. Și când piși pe bec, imediat îți completează un model de 48 de ore. Asta e. Și pe urmă se duce la judecător. Dar ei te ascultă până, dacă vor să te facă, te ascultă până pici pe bec și imediat îți dau un mandat provizor și te-au lucrat. Te spune, îl ascultă pe om câteva luni, dar nu sare penal, nu se pun decât vreo 30 de minute. Da. Știți care este pericol? De multe ori oamenii vorbesc, dacă ar da interceptări ilegale, ei reiese că omul nu pregătea nimic. Dar ei se cantonează doar pe o secvență din acea înregistrare, care, luată, ruptă din context, ar putea crea impresia că cine știe ce pui țara la care acolo. Da. Și cu un denunț și cu o bucățică, o secvență de înregistrare, te pot... Plus că după ce trunchează, mai și interpretează, zic că un anumit cuvânt e de fapt codat. Nu mai vorbim. Păi eu, asta vorbeam cu mulți jurnaliști. Păi eu dacă scriu un articol de presă în care mi-aș permite să acuz o persoană interpretând cum interpretează procurorii unele înregistrări, aș fi dat în judecată și aș pierde procesul. Dar domnul procuror, cum își permit să interpreze cum vor ei niște discuții? Păi spun, noi vorbim de niște avioane, că s-au întâmplat, să spun, sau de tone de grâu sau de nu știu ce, și am văzut dosare de atât. Și spun, și la mine, tonele de grâu însemnau în realitate atâtea zeci de mii de euro. De unde tragi tu concluzia? Cu ce probă? Cum trimis tu un om în judecată pe o asemenea interpretare pe care eu, ca jurnalist, dacă aș fi făcut-o într-un articol de presă, eram dat în judecată și pierdeam procesul. Eu sunt trimis așa în judecată. Eu am vorbit de niște plasme și îi spun că sunt droguri sau dacă nu aur. Asta e seriozitate? Asta e anchetă profesionistă? Ăștia sunt magistrați care se pretează la așa ceva? Și sunt niște amatori sau sunt de rea credință? Corect.